Acesta este noul Opel Astra. Iar noi am venit până în Covasna, în cadrul testelor naționale în premieră organizate în România, pentru a vedea exact ce aduce nou și pentru a vi-l prezenta așa cum trebuie. Noul Opel Astra este a șasea generație a hatchback-ului de succes a producătorului german și vine cu foarte multe noutăți, cu o platformă complet nouă, dar și cu un design complet nou, așa cum puteți vedea aici în partea din față. Noul Astra preia Opel Visor, limbajul de design al celor din Rüsselsheim, care este dominat de această parte masivă în partea din față, dominată de această secțiune centrală aproape blocată, precum și de sigla clasică Opel, dar și semnăturile luminoase s-ar putea să vă pară cunoscute. Modelul aici de față poartă pachetul GS Line, adică bara din față are un design ceva mai agresiv, dar vorbim și de câteva dotări importante adăugate în standard pentru acest pachet. Din lateral veți observa jantele de 18, precum și finisarea în două culori a acestei mașini, o opțiune pe noul Astra. Veți observa că avem corpul mașinii îmbrăcat în auriu, iar acoperișul este finisat în negru. Tot din această parte veți observa liniile de caracter ale mașinii în partea de jos a portierelor, precum și aici umărul destul de agresiv al noului model din Germania. Zona din spate are și ea un design foarte simplu, liniar, care este în linie cu designul actual al modelelor Opel. Și ce veți observa interesant este faptul că avem numele modelului scris în litere mari aici pe haion. Dacă deschizi portbagajul, ai acces la unul dintre cele mai spațioase versiuni din acest segment, vorbim de 422 de litri, mai mult decât orice alt hatchback din segmentul C, cu excepția Skoda Octavia, care are 600 de litri la dispoziție. Am lăsat toate aceste bagaje aici ca să vă faceți o idee cu privire la spațiul disponibil și mai am o mențiune de făcut, podeaua poate fi ajustată, se poate ridica până la nivelul buzei, astfel încât să nu ai probleme la încărcare. Interiorul poate fi configurat într-o multitudine de combinații de materiale. Pe această versiune Ultimate avem la dispoziție alcantara pe panourile ușilor, dar și pe scaune, combinat cu piele pe lateral. O critică aici ar putea fi materialul folosit pe panoul ușii, care ar putea fi un pic mai bun. În ceea ce privește spațiul, haideți să luăm și loc. Cam așa va sta o persoană de 1,84 în spatele unei alte persoane de 1,84, o cantitate decentă de spațiu pentru acest segment, iar noul Astra vine cu 4 mm în plus în ampatament pentru a oferi un pic mai mult loc pasagerilor. Marile schimbări s-au petrecut în partea din față a habitaclului, unde avem parte de un design complet nou, așa cum puteți observa. Partea din fața șoferului este dominată de acel panel uriaș, parte din noul limbaj de design interior al celor de la Opel, și toate mașinile primesc instrumentar de bord digital, precum și un ecran multimedia care variază în diagonală. Scaunele din față sunt perfect profilate. Ieri am avut ocazia să facem foarte mulți kilometri la bordul noului Astra și am ajuns acasă odihniți. Puteți observa că acestea sunt certificate AGR din punct de vedere ergonomic și pot confirma că sunt foarte, foarte confortabile. Consola centrală va fi extrem de familiară fanilor PSA, pentru că acest schimbător de viteză este foarte cunoscut. Mașina este construită pe aceeași platformă cu mașini precum 308 și alte modele din gama producătorului francez. Aici avem două spații de stocare, două suporturi de pahare, iar aici avem încă un spațiu de stocare, o plită de încărcare wireless și două porturi de conectare a telefonului, unul pentru sistemele Android Auto și Apple CarPlay și unul pentru încărcare pur și simplu, deși mașina are conectivitate Apple CarPlay și Android Auto fără fir. Spațiile de stocare sunt și ele generoase, așa cum puteți vedea, în ușă încape lejer o sticlă de apă de jumătate de litru, cotiera este și ea foarte generoasă, la fel ca și torpedoul, pe care l-am umplut special ca să puteți vedea cam cât loc este.
Acesta este sistemul multimedia de pe noul Astra. Este foarte simplu de folosit și puteți vedea că are câteva animații foarte drăguțe aici. Nu ai niciun fel de problemă în a-l folosi, dar oricum vei folosi Android Auto și Apple CarPlay. Ce îmi place foarte mult pe această mașină este faptul că Opel a păstrat butoanele fizice pentru diferite comenzi în continuare. Pe anumite mașini ai până și scaune ventilate și vei avea butoane suplimentare aici și aici. Și puteți observa că nu avem placeholdere în niciun loc, ceea ce îmi place iarăși. Iar faptul că ai aceste butoane la dispoziție îți va face folosirea mașinii extrem de ușoară. Acesta este instrumentarul de bord, arată bine, are o grafică decentă și putem vorbi și de diferite moduri de afișare a informației. Aici puteți vedea consumul mașinii pe ultimii 1405 km, respectiv 5,4 litri, iar în câteva minute o să vă arăt și despre ce propulsor vorbim sub capotă. Sub capota noului Astra L vei găsi motorizări foarte cunoscute din grupul PSA. Vă spuneam că mașina este construită pe platforma EMP2, astfel vei găsi propulsoare de 1,2 litri benzină turbo, 1,5 litri diesel turbo sau 1,6 litri benzină turbo. Gama începe cu o motorizare 1.2 turbo de 110 cai, apoi urcăm la 130 de cai tot benzină și ajungem la motorul diesel pe care îl avem și noi aici de față, de 1.5 litri în 4 cilindri, ce dezvoltă 130 de cai putere. În ceea ce privește opțiunile de transmisie, ai la dispoziție atât cutii manuale cât și cutii automate în funcție de motorizare. Vârful de gamă este un plug-in hybrid cu motor de 1,6 litri, care este disponibil momentan cu 180 de cai putere și ulterior va fi disponibil și cu o versiune de 225 de cai putere. Echipat cu motorul de 1,5 litri și 130 cai putere, noul Astra poate atinge 100 de km pe oră în 10,6 secunde. Nu este neapărat un sprinter, dar este o mașină care ține cu casa. Așa cum ați văzut, consumul mediu este de aproximativ 5,5 litri la 100 de km. Și dacă tot am vorbit de costuri, haideți să vorbim și despre prețurile noului Astra în România. Acestea încep de la 20.000 de euro, iar pentru modelul aici de față, cu toate opțiunile bifate și pachetul GS Line, vorbim de un preț de aproximativ 33.000 de euro.